Salut! Astăzi aș dori să medităm câteva momente asupra modului în care luăm anumite decizii. Care sunt motivațiile pentru care luăm aceste hotărâri? Sunt și eu tânăr și am și eu de luat anumite decizii. Ce anume va urma după liceu? Cum să-mi administrez banii? Cum să mă port cu cei din jur? Și așa mai departe. Deseori, sunt tentat să urmăresc doar interesul meu. Să văd în ce fel voi avea cel mai mare beneficiu. Însă, este aceasta ce vrea Dumnezeu de la mine? În cartea Matei, la capitolul 10 cu versetul 39, Iisus a spus: cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața, pentru mine, o va câștiga. Prin dorința personală de a avea un anumit câștig sau de a avea anumite comodități, cred că am căutat să-mi salvez viața singur. Însă, cred că Domnul are ceva mai bun pentru mine și pentru tine. Ce ar fi dacă ne-am predat în întregime viața Lui? Dacă am lăsat pe seama Lui grijile și am merge acolo unde dorește El să ne îndrume? Cred că vom putea fi împăcați cu ideea morții și vom putea trăi ca și cum viața este un dar doar atunci când vom înțelege jertfa Lui. Îmi doresc să spunem ca și Pavel: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Atunci, nu vom mai căuta să ne salvăm viața, ci vom câștiga viața Lui.